Sâmbătă, 25 octombrie, pe dealul Mățău, a fost organizat cel mai mare foc din Argeș. În acest an, focul din Mățău a fost aprins de către călușarii musceleni. La eveniment au luat parte oficialitățile din Mățău, artista Roxana Nemeș, ansamblul Plaiuri Muscelene și cetățeanul de onoare al Câmpul Lungului, Ovidiu Lipan Țăndărică. Surpriza de anul acesta a constituit-o celebrul ansamblu de la Vărbilău. Bună seara, oameni buni! Bine ați venit pe dealul Mățău, cel mai înalt deal din țară. Bună seara, Mățău! Bună seara, Câmpul Lung, Muscel! Bună seara, Muscel! Bună seara, România! Suntem într-o zonă care păstrează o tradiție veche de mii de ani. Doar în zona Muscelului se fac aceste focuri ale lui Sumedru și suntem mândri de asta. Și vrem să dureze cât mai mult această tradiție. Deja lângă noi este ansamblul Plaiuri Muscelene condus de Puiu Tarbă, deja îi cunoașteți, sunt cei care vor merge cu făcliile către foc. Bună seara, bine v-am găsit, este minunat, este o atmosferă senzațională, aproape unică, aș spune, așa că tuturor o seară bună și distracție plăcută. Hai la focul, Sumedru! Să se audă până în Câmpul Lung, în centru, vă rog frumos! 2, 3 și... Sâmbătă seara în Muscel au fost aprinse focuri purificatoare. În Câmpul Lung a fost făcut în fiecare cartier câte un foc, însă cel mai mare a fost cel din satul Mățău. Și de această dată Noris Măgeanu a reușit să atragă sute de participanți. Pe lângă merele și covrigii obișnuiți împărțiți cu dărnicie de către localnici, nu au lipsit grătarele cu mici, pastrama, țuica fiartă, tradiționalele bulzuri și magiunul de topoloveni. Ce ne vindeți în seara asta? Bulz! Ce conține un bulz? Mamaligă, brânză și... 60% mamaligă și 40% brânză. 60% brânză. 60% brânză. Și mamaligă. Care este suflet. Care este secretul de așa de gustos bulzul făcut de cioban? Nu e la fel ca cel făcut de om acasă. E făcut pe jar, doamne, în aer liber, la... În asta constă secretul. Da, da, da. La mămăligă nu e niciun secret? Da. Care e secretul? Făcută la... Dar nu avem un secret al lor. Cam cât durează mămăligă făcută la tuci? Că la aragaz o face repede. Mămăligă la tuci... Trebuie să stea să fiarbă mai mult, da, da. Molcom, ca să iasă gustoasă. Cam o jumătate de oră. Durează. Să fiarbă încet, nu forțat. Să închește. Merge vânzarea? Merge de când am venit eu. Ați mai venit și în alții ani? Nu, produse? Prima. Am văzut că aveți și pastramă. Da. De ce este pastramă? De când l-am, de depus. Și de când a fost făcută? De 3 zile. Trebuie să stea la uscat? Există da, o rețetă da, anume? Da. Și cum se consumă? Se consumă frit, prăjită, la tuci, cum dorește omul.
întoarcere ca să fii... Cu ce vă încălziți? Vin fier. Suică înainte. Cine e? Vin fier de mățău. Să mă întâlnesc cu noi. Bun, dacă suntem pregătiți să continuăm seara, vă invităm la o horă românească cu Rodica Voi cu Târgoviște! Bună seara și bine v-am găsit! Artiștii populari au dat startul petrecerii, iar frigul i-a îndemnat pe cei prezenți să încingă horă după horă. Cu ce dorul încetat, asta mi te fac nevastă, o-s viață de năpastă și cu lumea m-am certat. La o garofiță-n glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, pui ușor de nebunii, te așteptă ca să vii. Căsuța noastră, unde tine-am sărutat, cu ce dorul încetat. Membrii ansamblului de la Vărbilău au fost apreciați de iubitorii muzicii populare, fiind înconjurați de mulțimea prezentă pe dealul Mățău. În căruțe colorate trei țigani, o țigancă în părurii și-a scurt de banii, alta într-un colț stă cu ghiocul, să ghicească unei fete mari norocul. Trec țiganii trei, se duc să-și petrec, trec. Hai, toți cei prezenți la acest eveniment s-au bucurat atât de foc cât și de spectacolul oferit de invitații de seamă. Atmosfera. Suntem din nou pe dealul Mățăului, cel mai înalt deal din țară și iată că am reușit încă un eveniment frumos, cel mai înalt foc și mulțumesc de aici din Mățău și bineînțeles că vă dați seama, n-am venit singur de la București. Este Roxana Demeș care va cânta în seara asta și bineînțeles este ambasadorul turismului românesc, maestru Vidului Panțăndărică, tot timpul alături de noi și mai ales în seara asta. Cred că am făcut un nou record de prezență, am depășit numărul de participanți de anul trecut. Și asta înseamnă că facem lucrurile bine, înseamnă că și anul ăsta Focul Sumedru este un eveniment important și din nou vom trece, vom sări peste foc și anul ăsta ca să lăsăm grijile în spate și să așteptăm un nou an cu bucurie, pentru că anul viitor să avem un foc și mai mare și mai frumos. Mă bucur că sunteți aici, vă mulțumesc și vouă tuturor și vă așteptăm la anul. Roxana, prima ediție a Focului Sumedru? Da, mi-a dat. Cum ți se pare? Mi-a dat prezent aici, dar mă bucur enorm. O să fiu și cu Noris, împreună cu Țăndărică, împreună cu multă lume bună și lume importantă. Mă bucur foarte, foarte mult aici. Este foarte, foarte mișto eveniment. Bravo, Noris! Toate laudele! Toate laudele! Pentru...
Roxana Neveș nu e puțin. Da, și apreciere aici. Mai rar să pot să faci un astfel de eveniment. Este foarte multă lume aici. Și cunoșteai obiceiul? Cunoșteai obiceiul că nu e peste tot în țară. Chiar asta vorbeam înainte cu Ahmad, cu niște oameni aici și îmi explicau, povesteau de fapt cum e tradiția și mă bucur că se păstrează, mai rar se păstrează și eu sunt dintr-un Mureș, dintr-o zonă unde ar trebui, dar din păcate nu se mai păstrează în ziua de astăzi tradiția și mă bucur enorm. Și chiar cred în treburile astea. Și chiar am aflat în seara asta că dacă vine o băbuță la tine și îți dă covrici sau pere sau ce dă, să le iei. Și am zis, ok, și dacă vin mai mult, ce să fac cu ele? Unde le pun? Că trebuia să fie un credit. Nu contează, ia-le, vezi, pe urmă că e foarte bine, ți-am ce noroc. Doamne ajută! Ai primit asta seara? Am primit multe. Înseamnă că am mult noroc, nu? O să am un noroc, asta e. Iată-ne iarăși la focul Sumăt, într-o atmosferă senzațională, unde se pare că publicul și lumea dorește din ce în ce mai mult, se apropie de spiritualitate și au nevoie de acest eveniment care pe undeva este un punct de referință, ce constă datele, obiceiurile noastre ale românilor, care pregnează și spiritul românesc, s-au adunat foarte mult și se pare că sinceritatea, purificarea și trăiesc într-adevăr renașterea și atingerea unei stări de bine pentru viitorul lor. Focul acesta, într-adevăr, exorcizează, purifică și lumea este atât de încântată încât stau și mă minunez cât de mulți au venit de această dată. E un lucru foarte frumos și trebuie ținut în continuare. Noris Mândianu, care se ocupă de acest eveniment cu trup și suflet, așa că și-a adus și prietenii și toată lumea, lucrează la el de câteva luni, care a primit amploare și este un punct de referință la Câmpul Lung Buscel, în această zonă minunată, să trăim cu toții o asemenea seară minunată.